Onorați invitați, doamnelor și domnilor, bine ați venit la evenimentul de lansare a analizei de gen pentru alegerile prezidențiale 2020. Comisia Electorală Centrală și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova lansează cea de-a cincea ediție a setului de infografice post-electorale, care include numărul de femei și bărbați implicați și implicate sau participanți și participante în organizarea și desfășurarea scrutinului din noiembrie 2020. Datele sunt prezentate în comparație cu alte alegeri care au fost organizate în Republica Moldova și cuprind atât numărul de femei și bărbați incluși și incluse în organele electorale, cât și cele care au candidat. Mai mult, așa cum v-ați obișnuit, analiza mai prezintă și date privind participarea alegătorilor pe grupuri de vârstă și repartizarea geografică. Evenimentul este organizat de Comisia Electorală Centrală și PNUD Moldova în cadrul proiectului Consolidarea Democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, implementat cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Astăzi aveți posibilitatea de a răsfoi online setul de infografice pe care l-am pregătit pentru publicul larg, de a afla detalii referitoare la conținutul acestor infografice, dar și de a afla opinia experților și expertelor de gen. Invitați și invitate la evenimentul de astăzi. Acum îl invit în fața dumneavoastră cu un cuvânt de salut pe domnul Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale. Doamnelor și domnilor, dragi parteneri și invitați, vă salut cu drag și profund respect din numele Comisiei Electorale Centrale la acest eveniment pe care ne-am obișnuit să-l petrecem după fiecare scrutin național, începând cu 2014 încoace. Pentru fiecare scrutin organizat de către CEC, ne propunem împreună cu partenerii de dezvoltare să creăm platforme de discuții, dar și mesajul cu îndemnul către alegători de a se informa, în primul rând, dar și de a se implica bărbați și femei în mod egal în organizarea alegerilor. Prezidențialele din toamna anului trecut s-au desfășurat în condiții de pandemie. Prin urmare, o încercare la care au fost supuși nu doar membrii și echipa CEC, dar și funcționarii electorali din țară și de peste hotare și chiar misiunile de observare internaționale și naționale. În pofida acestor circumstanțe, am făcut tot posibilul pentru a avea alegeri inclusive și transparente, trăsând reguli clare antipandemice, atât pentru concurenții electorali și concurentele electorale, dar și pentru celelalte părți implicate. Așa cum deja știți, la alegerile prezidențiale din 2020 au participat 2 femei și 6 bărbați în calitate de concurenți electorali. Mai puține candidate decât anul 2016, însă, ca rezultat al votului exprimat de cetățenii Republicii Moldova, cu drept de vot, pentru prima dată în istoria sa, Moldova are președinte o femeie. M-am bucurat în mod deosebit că, în comparație cu alegerile prezidențiale din 2016, numărul femeilor în funcție de președinte a consiliilor electorale de circumscripție electorală a crescut. În 2016, femeile au reprezentat 31%, iar în 2020, 47%. De asemenea, a crescut și numărul femeilor în funcție de vicepreședinte, funcții dominate până acum de bărbați. Alegătorii și alegătoarele care au votat pentru prima dată și au exercitat dreptul de vot în mod responsabil. În turul 2 al alegerilor a ieșit la urne peste 20.000 sau 62,5% din totalul celor cu vârsta de 18 ani înscriși în listele electorale. Peste jumătate au fost fete. În general, tendințele înregistrate în urma analizei de gen a ultimului scrutin sunt pozitive. Dar aceasta nu înseamnă că nu mai avem mult de lucru. Comisia Electorală Centrală va depune în continuare tot efortul necesar pentru a echilibra raportul dintre femeile și bărbații implicați în alegeri, în calitate de funcționari electorali, concurenți și observatori electorali. Mă refer aici la dimensiunea legislativă, dar și la cea socială, de educație a populației,
cu drept de vot și acelor care urmează să câștige acest drept odată cu împlinirea vârstei de 18 ani. CEC rămâne deschisă și în continuare tuturor cetățenilor care doresc să se implice în procesele electorale și vom informa despre drepturile și responsabilitățile atât a concurenților electorali, cât și a tuturor alegătorilor. Pe această cale vreau să mulțumesc partenerilor noștri de dezvoltare, PNUD Moldova și USAID Moldova, pentru suportul acordat în procesul de elaborare a analizei prezentate astăzi și voi fi recunoscător să colaborăm în continuare pentru consolidarea democrației în Republica Moldova prin alegeri libere, transparente și inclusive. Vă mulțumesc! Domnule Cimil, vă mulțumim! În continuare, cu un cuvânt de salut, o invit pe doamna Andreea Ciuziova, reprezentantă rezidentă adjunctă PNUD Moldova. Thank you very much. Mr. Cimil, dear ladies and gentlemen, dear partners and friends, I very much apologize. Doamnelor și domnilor, stimați parteneri, stimați prieteni, îmi pare foarte rău că nu pot să fiu cu dumneavoastră în persoană, dar am să vă vorbesc din inimă pentru că apreciez foarte mult munca care a fost depusă și care va fi prezentată astăzi. Mă bucur foarte mult să vă salut astăzi din numele PNUD Moldova la prezentarea profilului de gen al alegerilor prezidențiale din 2020. Vreau de asemenea să accentuez că este un produs al PNUD Moldova care s-a făcut în parteneriat cu CEC și cu alți parteneri. În decursul ultimului deceniu, PNUD Moldova a oferit suport pentru Comisia Electorală Centrală în domeniul egalității de gen, drepturilor omului, dezvoltării capacităților instituționale și modernizării sistemelor electorale IT. În cadrul parteneriatului nostru, mai mulți pași importanți s-au făcut pentru a susține Comisia în avansarea standardelor de egalitate de gen în procese electorale prin promovarea intereselor, campanii de informare a alegătorilor țintite și soluții inovative de contactare a alegătorilor. Eforturile comune pentru sporirea participării femeilor și bărbaților, mai ales din grupurile marginalizate în procese electorale și de luarea deciziilor în țară, contribuie la progrese către angajamentul să nu rămână nimeni în urmă și într-o realizare a obiectivului de dezvoltare durabilă 5. Toate acestea ne duc la realizarea acestei agendei de dezvoltare durabilă la capitolul abilitării femeilor și fetelor. În acest context, noi avem mai multe activități de educație inclusivă în parteneriat cu CEC și cu CICDEM. În decursul anului 2018-2020, aproape 200.000 de femei din toată Moldova și-au îmbunătățit cunoștințele sau și-au consolidat cunoștințele în domeniul alegerilor, proceselor democratice și implicării civice. În paralel, s-au făcut eforturi continui de promovare a intereselor pentru a consolida participarea femeilor în procese de luare a deciziilor și pentru a le spori oportunitățile de a se implica în viața politică. Ceea ce s-a transformat în angajamente care au reacționat la problematica de gen la codul electoral, de exemplu, cota de gen de 40% și plasarea specifică pe lista candidaților de partid 4 din 10. Pentru a spori nivelul de cunoaștere acestor prevederi și pentru a crește capacitățile femeilor de a participa în alegeri, PNUD a organizat o serie de seminare online Femei în alegeri în lunile care precedente alegerilor prezidențiale. Peste 100.000 de femei și bărbați le-au privit pe privesc.eu. A fost creat și un grup Facebook închis, Femei în alegeri, l-au creat femeile interesate să beneficieze de ghidarea experților în ceea ce privește implicarea în alegeri și politică. Acum sunt 159 de membri activi în acest grup. Evenimentul de astăzi este o oportunitate foarte bună să prezentăm și să discutăm o analiză detaliată a profilului de gen a alegerilor precedente, elaborat de a cincea oară, începând cu anul 2015. Suntem deschiși să continuăm parteneriatul excelent cu
Comisie Electorală Centrală în ceea ce privește intensificarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente. Sunt convinsă că putem face și mai multe decât am realizat deja. Vreau să folosesc această oportunitate să mulțumesc donatorilor Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională pentru parteneriat strategic și suport acordat. În concluzie, aș dori să vă invit să vă implicați în dezbaterile de astăzi și să partajați informații în continuare. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim tare mult, doamna Ciuziova. Doamnelor și domnilor, cele mai importante rezultate și interesante date din analiza de gen prezidențiale 2020 vor fi prezentate în continuare de Corneliu Pasat, șef adjunct al Direcției Comunicare, Relații Publice și Mass Media, Comisia Electorală Centrală. Stimată audiență, bună ziua! În continuare voi prezenta un sumar al analizei de gen realizate pentru alegerile președintelui Republicii Moldova din noiembrie 2020, precum și unele date comparative cu alegerile prezidențiale din anul 2016 și alte scrutine desfășurate anterior în Republica Moldova. În mod tradițional, analiza a fost realizată pe câteva blocuri, cu mențiunea că de data aceasta în broșură au fost introduse și unele concluzii. Astfel veți găsi date cu privire la managementul electoral, instruirea subiecților electorali, observarea alegerilor, participarea la votare și concurenții electorali. De asemenea, analiza conține și date dezagregate privind participarea alegătorilor din mediul rural, urban, aflați peste hotarele țării, un clasament al localităților și secțiilor de votare care au înregistrat cea mai înaltă sau mai scăzută rată de participare, precum și informații structurate după criteriul de vârstă al alegătorilor. În urma modificării componenței Comisiei Electorale Centrale în iunie 2019, proporția bărbaților în rândul membrilor a rămas neschimbată, ea fiind de 100%. Totodată menționăm că în cadrul aparatului de lucru al Comisiei, în rândul funcțiilor de conducere, proporția femeilor și bărbaților este de 5-7. Femeile, de asemenea, constituie 63,6% din numărul total de funcționari CEC. La fel ca și în scrutinele anterioare, bărbații sunt subreprezentați în rândul organelor electorale inferioare, în special în cadrul birourilor electorale. Totodată se atestă o creștere, după cum a menționat și domnul președinte, a proporției femeilor atât în numărul total al membrilor Consiliului Electoral și birourilor electorale, cât și în funcțiile de conducere ale acestor autorități. Astfel, în comparație cu alegerile prezidențiale din 2016, femeile au înregistrat o creștere de 16%. În cadrul birourilor, numărul de femei alese în funcție de președinte a crescut cu 7%. La funcția de vicepreședinte al Consiliului Electoral, observăm o creștere de 10%, iar la cea de secretar al Consiliului, cu 9%. Pentru alegerile din 2020, Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral a instruit în total peste 5.500 de persoane, dintre care 23% circa au fost bărbați, fiind înregistrată o ușoară creștere cu 4% față de scrutinul prezidențial din 2016. Observăm totodată că a scăzut cu 14% numărul bărbaților instruiți în cadrul consiliilor electorale, dar aceasta se datorează numărului de femei în creștere în rândul membrilor Consiliului. Însă a crescut numărul bărbaților care au participat la instruirea pentru membrii birourilor electorale, care a crescut cu 5,6%. Alegerile din anul trecut au fost monitorizate de un număr de observatori, se acreditați de către CEC, mai mic față de scrutinele anterioare. În special, numărul a fost mai mic în rândul observatorilor internaționali, care a scăzut practic de 2 ori. Acest fapt s-a datorat în mare parte răspândirii virusului COVID-19. Raportul dintre observatori naționali, bărbați și femei, este unul destul de echilibrat, în timp ce în cazul observatorilor internaționali observăm că bărbații au dominat cu circa 70%, o cifră apropiată față de cea înregistrată în anul 2016. La acest slide puteți vedea o evoluție a numărului total de observatori pe parcursul scrutinilor organizate începând cu parlamentarele din 2014 și de asemenea evoluția observatorilor naționali, precum și ponderea femeilor în rândul acestora.
În privința concurenților electorali și a persoanelor alese, nu au fost foarte multe date de analizat în comparație cu alegerile parlamentare sau cele locale, dat fiind faptul că la alegerile prezidențiale avem doar o singură funcție electivă la nivel național. Astfel, în comparație cu alegerile 2016, după cum a fost menționat la deschidere, au participat 8 concurenți, dintre care 2 au fost candidate. Proporția procentuală a bărbaților și femeilor în rândul colectorilor de semnături la alegerile din 2016 și 2020 este practic aceeași, de 70 la 30. Mai jos, vedeți și ponderea femeilor în rândul colectorilor pe diferiți candidați și candidate. În turul 2 al alegerilor prezidențiale din anul 2020 a fost înregistrată o participare mai mare a alegătorilor față de turul 1, cu o prezență mai mare tradițională a femeilor în ambele tururi, care a constituit circa 53%. Numărul tinerilor votanți cu vârsta de 18 ani care a participat la alegeri a fost mai mare în turul 2 de scrutin cu 10% și a constituit ceva probleme tehnice. Merge? E ok, Corneliu. Continuăm. Prea departe. Așa. Aici suntem. Deci, numărul tinerilor cu vârsta de 18 ani au fost mai mare în turul 2 de scrutin cu 10% și a constituit 20.000. Ceea ce constituie 62,5% din numărul total de alegători de această vârstă. În comparație cu procentul total al votanților bărbați de toate vârstele, care este 47%, în cadrul turului 1 și 2, bărbații de 18 ani au fost un puțin mai activi față de femei, în turul 1 fiind o proporție de 52% a bărbaților și turul 2 51,3%. Trebuie de mutat slide-urile de acolo. Înapoi. Prea departe. Mai sus. Așa. Deci aici vedeți care este participarea bărbaților și femeilor din mediul rural, raportat la numărul total de alegători incluși pe liste din mediul rural, care este mai mic față de votanții din mediul urban. În ambele medii, femeile au avut o participare mai activă. Un slide mai sus, două slide-uri mai sus. Așa. Deci pe acest grafic puteți vedea participarea alegătorilor pe diferite categorii de vârstă. Cifrele din primul rând reprezintă proporția, ponderea participării fiecărui grup raportat la numărul total de alegători ce au votat. Iar pe al treilea rând puteți vedea procentul participării raportat la numărul total de persoane din fiecare categorie de vârstă. Mai sus este indicat numărul de alegători care se incluși pe liste pe fiecare categorie de vârstă. Astfel, cei mai mulți alegători incluși în listele electorale au vârsta cuprinsă între 26 și 40 de ani. Din numărul total de alegători, în primul tur, cei mai activi au fost cei cu vârsta de 56-70 de ani, 30%. Iar în al doilea tur, cei cu vârsta de 26-40 de ani, 28,73%. În cadrul categoriilor de vârstă, cea mai mare pondere a participării în ambele ture au avut alegătorii cuprinsă între vârstele 56-70 de ani, 65% și respectiv 74%.
Față de ultimele scrutine, notăm o creștere a participării la alegerile prezidențiale a tinerilor alegători cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, în special în turul 2. Astfel a crescut cu 26,4% participarea acestei categorii de vârstă în comparație cu alegerile locale din 2019 și cu 14,4% față de cele parlamentare din 2019. Această situație se observă și la participarea alegătorilor cu vârsta de 26-40 de ani. Rata prezenței a crescut cu 22% față de alegerile locale și cu 11,5% față de cele parlamentare. În privința raportului de gen, la toate categoriile de vârstă, domină femeile, ponderea acestora în rândul votanților, crescând odată cu înaintarea în vârstă. Eu n-am pus. Trebuie înainte. Asta e înapoi. Asta e înapoi. Următorul. Așa. Deci în acest grafic puteți să vedeți o statistică cu top localități cu cea mai înaltă rată de participare. În mediul rural, astfel, cea mai înaltă rată de participare a fost înregistrată în satul Maiovca, comuna Ocnița, raionul Ocnița, de circa 92,8%. Și vedeți că care este și ponderea femeilor și bărbaților. Următorul. Pe acest slide sunt top 10 localități cu cea mai înaltă rată de participare în mediul urban, și anume a fost înregistrat în orașul Cricova, municipiul Chișinău. Mai multe detalii o să vedeți în analiza care este publicată. Următorul slide. Așa. Acum vă voi prezenta câteva cifre și analize cu privire la votarea în afara țării. Astfel, pentru alegerile prezidențiale a fost atestat cel mai înalt număr de înregistrări prealabile realizate pe parcursul utilizării acestei aplicații. Cele mai multe solicitări au fost pentru votarea în Italia. Reprezentarea de gen în numărul total de persoane ce s-au înregistrat în prealabil a fost destul de echilibrată, după cum vedeți și pe grafic. Totodată, în cadrul diferitor țări, această proporție diferențiază. De exemplu, pentru Italia, România, Federația Rusă, majoritatea persoanelor care s-au înregistrat au fost bărbați, iar în cazul Marii Britanii, Germaniei și Franței, mai active au fost femeile. Următorul. Față de turul al doilea la alegerilor prezidențiale din 2016, la turul al doilea la alegerilor din 2020, în afara țării a participat cu peste 124.000 mai mulți alegători. Dacă la primul tur a scrutinului din 2020 procentul participării alegătorilor bărbați a prevalat puțin, atunci la al doilea tur a fost mai mare ponderea femeilor. Următorul slide. Din numărul total al votanților în afara țării, cei mai activi au fost cei cu vârsta cuprinsă între 26 și 40 de ani, ei constituind peste 50%. Pe când, în analiza tuturor alegătorilor prezenți la vot, această categorie a avut o reprezentare de sub 30%. Totodată vedem o mai bună participare în afara țării a alegătorilor cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, 14,1% față de 9% înregistrați pe circumscripția națională. Astfel, putem concluziona că sporirea participării la alegeri pe circumscripția națională în rândul tinerilor, în comparație cu scrutinile anterioare, se datorează în mare parte prezenței mai mari a acestora în secțiile de votare din afara țării. Următorul. În top 5 al țărilor, cu cel mai înalt nivel de participare la votare, în ambele tururi a fost Italia, Marea Britanie, Franța, Germania și România. Iarăși, în diferite state, ponderea femeilor și bărbaților care au votat este diferită. Astfel, dacă în Italia majoritatea alegătorilor sunt femei, atunci în Marea Britanie majoritatea sunt bărbați. Următorul slide. Făcând o analiză comparativă a participării la vot în circumscripția națională, observăm că raportul total al participării femeilor și bărbaților parcursul ultimilor scrutine rămâne practic neschimbat.
Totodată, în cadrul scrutinului din 2020, a fost înregistrată o rată de participare a alegătorilor destul de bună, înregistrând chiar și o creștere la turul 2 de scrutin, necătând la răspândirea COVID-19. Pe această cale dorim să reiterăm aprecierea pentru activismul pe care l-au manifestat cetățenii noștri. Analiza completă o puteți consulta în broșurile distribuite, precum și pe pagina www.cec.md, la rubrica Biroul de Informare, sub rubrica Studii și Analize. Tot aici veți găsi și analizele din perspectiva de gen, care au fost realizate începând cu scrutinele desfășurate din 2014 până în prezent. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Corneliu! În continuare, pentru concluziile și recomandările referitoare la egalitatea de gen în alegerile prezidențiale 2020, îl invit pe domnul Pavel Postică, director de programe Asociația Promolex, căruia îi mulțumim pentru că a acceptat invitația organizatorilor de a face această prezentare. Domnule Postică, vă vom ajuta noi cu slide-urile, doar ne anunțați. Bună ziua! În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru invitația de a vedea un pic înainte de publicul larg aceste cifre, aceste analize de gen și a încerca să-mi formulez propriile concluzii cu referire la aceste cifre și eventual atunci când fac schimb cu aceste concluzii cu publicul larg, să atrag atenție și pentru publicul larg la aceste cifre pe de-o parte, dar și la această situație care se întâlnește destul de des în procesul democratic din Republica Moldova, inechitatea de gen. Și sper eu că atunci când noi cu toții, cei care sunt într-un fel sau altul implicați în procesele democratice, inclusiv în procesele electorale, vom analiza mult mai atent aceste cifre, fiecare din punctul său de vedere, și vom face fiecare concluziile sale, vom contribui, într-o măsură sau alta, la asigurarea unei echități și egalități de gen cât de cât mai aproape de situația demografică care există în țara noastră. La fel, eu vreau să mulțumesc Comisiei Electorale Centrale și partenerilor lor Centrului pentru de instruire în domeniul electoral pentru faptul că au reușit, într-un termen destul de scurt din punctul meu de vedere, să analizeze toate aceste cifre care sunt la dispoziția Comisiei Electorale Centrale colectate pe parcursul anilor în, și probabil cu ajutorul sistemului informațional SIAS Alegeri. Și pe această cale eu mă bucur că Comisia Electorală Centrală CICDEU contribuie la asigurarea transparenței alegerilor atunci când difuzează aceste cifre, atunci când pun la dispoziție tuturor celor interesați aceste cifre, așa încât ele să poată să fie analizate de toată lumea. Este foarte complicat să comentez practic aceleași cifre pe care le-a prezentat deja domnul Pasat, dar eu voi încerca să vin cu propriile concluzii, de asta o să vă rog să trecem la primul slide, concluziile mele privind managementul electoral. Deja Corneliu a vorbit despre inechitatea de gen care a persistat în ultimul an și jumătate la nivelul Comisiei Electorale Centrale în rândul membrilor, am vedere, dar aici nu poate fi atribuită nicio vină Comisiei Electorale Centrale, ci acelor organe care au desemnat membrii în comisie. În schimb, noi vedem o situație destul de interesantă la nivelul Consiliilor Electorale de circumscripție, atunci când pe parcursul anilor 2016-2020 se atestă o creștere de la 10% la 16% a numărului de femei în funcție de conducere. Dar toate astea, atenție, pe fundalul descreșterii de 11% a numărului de bărbați membri. De asta, sincer, îmi este complicat să fac o concluzie foarte tranșantă că creșterea numărului de femei se datorează doar faptului că, uite, bărbații au încercat să nu mai candideze la aceste poziții. Probabil este influențată inclusiv de descreșterea numărului de bărbați care sunt efectiv în componența acestor comisii.
La nivelul birourilor electorale ale secțiilor de votare se atestă la fel variații un pic mai mici, de la 1-7% a numărului de femei în funcție de conducere. Și asta pe fundalul descreșterii la fel de nesemnificative a numărului de bărbați, doar 3%. Deci, iarăși, concluzia principală pentru mine este că fluctuația sau fluctuațiile respective probabil sunt determinate mai degrabă de scăderea numărului de bărbați membri decât de dorința lor de a nu mai candida și nu a mai face parte din conducerea acestor instituții. Următorul slide se referă la concluziile mele privind instruirea subiecților electorale. Și aici sunt două concluzii care mi-au ieșit mie în evidență. În primul rând, ține de instruirile care au fost oferite de Centrul pentru Instruire Continuă în Domeniul Electoral, CIGDE. Majoritatea absolută a persoanelor instruite, cam 65%, sunt femei. A doua concluzie ține de instruirea funcționarilor electorali și aici avem două perspective. În primul rând vorbim de instruirea funcționarilor electorali care activează în calitate de membri în organele electorale și aici vedem că sunt instruite de CIGDE direct în jur de 20-25%. Variază în dependență de scrutin din totalul funcționarilor electorali. Și din punctul meu personal de vedere, atunci când facem o analiză de gen mai detaliat, ar trebui să ne raportăm și la acest număr, să vedem câți bărbați într-adevăr sunt în total. Și al doilea aspect, instruirea operatorilor. Aici vedem o cu tot altă tendință, deci majoritatea operatorilor sunt instruiți și cam reprezintă 70% din totalul persoanelor instruite, care activează în calitate de operatori. Adică cumva această proporție ar fi bine de asigurat mai aproape de situația cu operatorii, din punctul meu personal de vedere, așa încât să ajungem la acea etapă când mai mult de jumătate din personalul funcționarilor electorali sunt instruiți. Următorul slide și următoarele concluzii țin de observarea legilor și aici nu vreau să mă laud că reprezint o asociație de monitorizare a alegerilor, dar se pare că în acest domeniu egalitatea de gen este cel mai apropiată de situația demografică atunci când vorbim de observatorii naționali. Pentru că, la nivelul observatorilor internaționale, așa cum a menționat deja domnul Pasat, cam o treime din observatori sunt femei și două treimi sunt bărbați. În schimb, în partea ce ține de observare națională, observăm totuși o tendință destul de bună din punctul meu de vedere, când de la o egalitate absolută de 50-50, avem variații anuale din 2014 până la momentul de față, de maxim 10% în favoarea sau în defavoarea bărbaților sau femeilor. Următoarele concluzii ale mele sunt cu referire la concurenții electorale. Și aici, probabil, este cel mai simplu de făcut anumite concluzii în cadrul alegerilor prezidențiale, pentru că sunt mult mai puțin concurenți electorali. Totuși, și aici putem să observăm că se atestă o scădere cu 20% a numărului de candidate femei de la 4 în 2016 la 2 în 2020. Iarăși, că în anul 2016 se atestă o egalitate absolută de 50-50, un candidat bărbat, un candidat femeie în turul 2 de scrutin și se observă o inversare a rezultatelor comparativ cu scrutinul 2016, atunci când un bărbat a câștigat scrutinul, în cazul nostru, 2020, avem câștigarea scrutinului de către o candidată femeie. Următoarele concluzii se referă la participare. Un moment până se încarcă slide-ul, se referă la participarea în procesul electoral. Nu, un slide înapoi, vă rog. Înapoi. Da, aici, mersi. Concluzii privind participarea la votare. Caracteristic
alegerilor în două tururi de scrutin, probabil, se observă o tendință destul de interesantă atunci când la turul 2 populația se mobilizează un pic mai mult. Și aici vedem că în turul 2 s-a observat o mobilizare nesemnificativă, dar totuși de undeva 0,4% a femeilor pe toate categoriile de vârstă. Al doilea aspect care mi s-a părut mie interesant a fost faptul că mobilizarea femeilor din mediul rural a fost un pic mai mică ca în mediul urban. Deci dacă în mediul rural la primul tur de scrutin au participat 43,8%, la turul 2 48,9%, adică o creștere de circa 5 puncte procentuale. O situație total diferită, din punctul meu personal de vedere, ține de mobilizarea femeilor din mediul urban la alegeri. Dacă în turul 1 a fost o prezență de 55,4%, la turul 2 avem o prezență de 72%. Deci o creștere destul de semnificativă din punctul meu de vedere. La fel, când ne uităm la principalele circumscripții electorale sau majoritatea circumscripțiilor electorale, observăm că sunt două circumscripții în care femeile s-au mobilizat cel mai mult. Și aici o creștere semnificativă a fost de 11,5% în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia și o creștere de circa 9,4 puncte procentuale în Chișinău. În schimb, o situație un pic mai redusă de participare a femeilor a fost în diaspora. Deci creșterea a fost doar de 1,6 puncte procentuale comparativ de la un tur la altul. Următorul slide se referă la concluzii deja nu doar din analizele făcute de Comisia Electorală Centrală, dar poate ca un imbold pentru viitor să fie atras atenția inclusiv și la aceste aspecte din rapoartele elaborate de Asociația Promolex în calitate de monitor. La capitolul litigii electorale am încercat să ne uităm și aici pe aspectele de gen. Am observat că femeile pretendente sau candidate au depus cel puțin 9% sesizări sau demersuri, în timp ce bărbații se pare că au fost mai activi. Deci cam 49% din contestații sesizări demersuri depuse la nivelul Comisiei Electorale Centrale. Celelalte sesizări demersuri au fost depuse de alți subiecți. Cele mai multe sesizări demersuri, contestații au fost depuse împotriva acțiunilor sau inacțiunilor pretendenților sau candidaților sau candidatelor, dintre care 27% împotriva candidaților pretendenților bărbați și 10% împotriva pretendenților candidatelor femei. O situație un pic diferită, straniu, nu înțeleg de ce, dar se atestă la nivelul consiliilor electorale de circumscripție. Femeile pretendente sau candidate au depus cam 18% din sesizări, contestații sau demersuri și bărbații 21% din contestații sau sesizări, demersuri. Deci, cât de cât o balanță aproximativ similară. Și împotriva cui au fost depuse aceste demersuri, sesizări, se observă o egalitate absolută, 50-50. Și atunci când vorbim de sesizările sau contestațiile la nivelul instanțelor de judecată, observăm că cel puțin 4% din sesizări sau demersuri au fost făcute de candidate sau pretendente, în schimb, adică femei, în timp ce bărbații au fost mult mai activi, 56% din sesizări, demersuri, contestații la nivelul instanțelor de judecată. Și iarăși, o egalitate gender relativă, împotriva cui au fost depuse aceste plângeri, 6% bărbați, 4% femei. Și ultimele concluzii se referă la discursul instigator la ură și discriminare. Aici, iarăși, sunt niște chestii la care noi am atras atenția și sugerăm pe această cale și autorităților să atragă o atenție mai deosebită acestui aspect. Colegii noștri monitori au înregistrat 448 cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare în spațiu public. Femeile au fost cel de-al doilea, cel mai reprezentant grup
a mesajelor intolerante și observăm că în privința lor din totalul ăsta de 448 de cazuri, 65 se referă la femei sau împotriva, au fost îndreptate împotriva femeilor. Deci cam 15% din total. Și conform monitorizării, se observă că femeile, în schimb, au fost un pic mai corecte în discursul său public, adică mult mai corecte, pentru că cifrele cam asta ne spun, deci ele au utilizat doar în 5,7% din cazuri acest tip de mesaj, comparativ cu bărbații, 94,2%. Și, iarăși, niște cifre probabil deja bine cunoscute. Cele mai multe cazuri se referă la domnul Igor Dodon, 112 cazuri și Maia Sandu, 80 de cazuri, împotriva cui au fost formulate aceste mesaje. Cam astea sunt, iarăși, niște concluzii deja din rapoartele noastre, dar legate de perspectiva de gen. Și ultimul capitol la care aș fi vrut eu să atrag atenție sunt recomandările pe care încerc eu să le promovez de fiecare dată. Evident, prima recomandare care nu se regăsește aici pe ecran, dar pe care am zis-o la început și pe care o reiterez acum, publicului larg să citească aceste analize, să-și facă concluziile de rigoare și de ce nu să utilizeze aceste cifre foarte prețioase din punctul meu de vedere în campaniile viitoare sau în activitatea lor de zi de zi atunci când vorbim de procese democratice. Trei concluzii generale nu se referă neapărat la aspectul de gen, dar, în primul rând, noi sugerăm Parlamentului să revină la examinarea proiectului de lege 263, pentru că în el sunt foarte multe elemente care vor contribui și vor asigura o echitate de gen mai bună în procesul electoral. A doua recomandare ține de modificarea mecanismului de numire în funcție și a mandatului membrilor Comisiei Electorale Centrale, eventual prin modelul propus de Promolex, atunci când toți membrii să fie permanenți și să fie numiți de diferite autorități, nu doar de Parlament și președinție. Micșorarea pragului de accedere în Parlament pentru partide și candidații independenți este o recomandare care tot se repetă și se repetă și se repetă de diferite misiuni internaționale și naționale de observare a alegerilor și diferite instituții internaționale, pentru a asigura o accesibilitate mai mare în Parlament și o reprezentativitate mai mare a forțelor politice în Parlament. Următoarele două recomandări se referă nemijlocit la dimensiunea de gen. Și, în primul rând, vorbim de necesitatea aprobării proiectului de lege 301 din 2016, care se referă la modificarea și completarea actelor legislative în ceea ce privește reglementarea infracțiunilor motivate pe prejudecat în conformitate cu standardele internaționale. Și a doua este legată inclusiv de acest proiect de lege, să fie elaborată de autorități o metodologie, o strategie complexă de prevenire și combatere a discursului de ură, care să asigure, pe de o parte, o colaborare dintre diferite instituții de stat și din societatea civilă, dar care să poată să pună punct cumva acestui flagel destul de periculos, care se numește discursul de ură și instigarea la discriminare, inclusiv în campaniile electorale. Cam astea au fost principalele mele recomandări. Sper să nu va fi obosit foarte mult. Vă mulțumesc mult pentru atenție și sper eu că cifrele prezentate de domnul Pasat și inclusiv anumite cifre prezentate de mine să vă trezească interesul și să analizați aceste publicații. Mersi mult! Cu siguranță și, domnule Postică, o să vă rog chiar să luați loc, pentru că trecem deodată la panelul de sesiune, sesiunea de discuții pe care o vom avea. Așadar, vă invităm doamna Valentina Bodrug Lungu, președinta Gender Centru și membru activ a Platformei pentru Egalitate de Gen. Desigur, gazda acestui eveniment, domnul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. Și domnul Pavel Postică, așa cum vă spuneam, nu plecați departe pentru că luați loc acolo.
Cu toții aveți microfoanele lăsate pe fotoliu. Doamna Bodrug, în fața dumneavoastră este un microfon. Încercăm și cred că ne reușește să respectăm toate măsurile anti-COVID-19. De asemenea, online cu noi vor fi în continuare doamnele Andreea Ciuziova, reprezentantă rezidentă adjunctă PNUD Moldova, și doamna Victoria Ghelis, directoarea Oficiului pentru Democrație și Guvernare USAID Moldova. Recunosc, mie partea asta îmi place mai mult decât celelalte, pentru că aici discutăm și eu partea mai dinamică a evenimentului și așadar voi începe cu prima întrebare adresată domnului Cimil. Anul trecut, pe 24 ianuarie 2020, ne spuneați exact în această sală, atunci când lansam analiza de gen pentru locale generale 2019, că a reușit Comisia Electorală Centrală să includă în planul său strategic al instituției pentru anii 2020-2023 și promovarea egalității de gen în procesele electorale. Obiectiv asumat și de stat prin angajamente naționale și internaționale. Rămâne aceasta o prioritate pe agenda CEC? Cu siguranță că aceasta este una din prioritățile de bază ale activității Comisiei Electorale Centrale. Dezvoltăm această idee la nivelul tuturor activităților organizate către CEC și în cazul constituirii organelor electorale și în cazul delegării de competențe pentru unele, în unele domenii de activitate, precum și în cazul în care antrenăm doamnele, fetele în activități ce țin de studierea unor fenomene legate de managementul electoral. Practic, ceea ce ține de competența exclusivă a CEC-ului ca și organ de administrare a legilor este legat de activitatea femeilor, fetelor, iar numărul angajatelor în cadrul CEC-ului veți vedea că depășește numărul bărbaților, ceea ce este un indice calitativ în activitatea de zi cu zi a Comisiei Electorale Centrale. Această problemă a existenței sau a inexistenței unor doamne în cadrul Comisiei Electorale Centrale, sper eu că va fi rezolvată odată cu investirea unui noi componență a Comisiei Electorale Centrale, cred că în vara acestui an. Depinde deja de instituțiile care vor delega acei reprezentanți pentru a fi confirmați în noua componență a Comisiei Electorale Centrale. Vă mulțumesc! Mă voi adresa acum doamnei Ciuziova, pentru că există obiectivul 5 de dezvoltare durabilă, care solicită realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor. PNUD susține participarea egală a femeilor și bărbaților la procesele decizionale. Așadar, cât de important este pentru Moldova să realizeze egalitatea de gen în procesele electorale? Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, egalitatea de gen este foarte importantă pentru activitatea în Republica Moldova și noi încercăm să conlucrăm cu partenerii noștri, astfel încât egalitatea de gen să fie în toate procesele de decizii prezente, inclusiv în procesele electorale. Este esențial ca și femeile și bărbații să participe în mod egal în alegeri și eu fac, deoarece după cum vedem, așa ne arată și rezultatele alegerilor. Deci, pe plan global, într-adevăr, am avut parte de un progres semnificativ pe parcursul ultimului deceniu în ceea ce privește diversele reforme legislative, în ceea ce privește promovarea egalității de gen. Deci, astfel, mult mai multe femei au parte de un acces mai mare, atât la guvernele naționale, cât și cele locale. În pofida tuturor acestor câștiguri, oricum, încă mai sunt multe bariere
barieră cu care se confruntă femeile și lipsa de implementare a reformelor în diverse domenii, într-adevăr, este o barieră. În Moldova, ca să fim specifici, țara, într-adevăr, a realizat un progres foarte bun în ultimii ani în ceea ce privește egalitatea de gen. Și mai cu seamă în ceea ce privește egalitatea de gen în procesele electorale. Dar, totuși, cota femeilor în organele de decizie este sub 30%, deși, conform legii, el ar trebui să reprezinte cel puțin 40%. De asemenea, să ne uităm și de pandemie COVID-19, care a exacerbat aceste inegalități existente și, de asemenea, a limitat posibilitatea de participare pentru femei și pentru fete în diverse domenii. Din aceste considerente, ca un pas pe viitor, este foarte important să continuăm eforturile noastre în ceea ce privește să asigurăm transparența în procesele electorale, să avem parte de un acces egal pentru femei și bărbați, astfel încât și femeile și bărbații să aibă parte de să participe și să participe egal. CEC, într-adevăr, a realizat foarte mult pe parcursul ultimilor ani în acest domeniu și din numele PNUD vreau să spun că vom continua să oferim suport în acest domeniu, mai cu seamă în ceea ce privește ridicarea nivelului de conștientizare, în ceea ce privește necesitatea de acordare unor oportunități și șanse egale pentru femei și bărbați pentru a-și exprima votul și pentru a fi aleși. De asemenea, să oferim instruire, astfel încât să avem parte de o mai bună implicare din numărul oficialelor electorali și, de asemenea, să susținem numirea femeilor în diverse funcții de conducere în cadrul organelor de gestionare electorală. Deci vom continua în această ordine de idei. Tare mult. În continuare mă voi adresa doamnei Ghelis. În primul rând mulțumim că sunteți astăzi cu noi. În ultimii 5 ani Moldova a reușit să facă progrese semnificative în ceea ce privește inclusivitatea și reprezentarea genului, vârstei și minorităților în procesele de luare a deciziilor. Acesta fiind o prioritate și pe agenda USAID în programele finanțate de SUA. Astăzi am putea menționa modificările legislative, cota de participare a femeilor și tinerilor la alegeri, de exemplu, dar și schimbările sociale, care au avut loc datorită campaniilor de informare și educație civică. Într-o democrație precum Republica Moldova, ce acțiuni ar trebui să întreprindă guvernul și organizațiile sale partenere din societatea civilă pentru a continua progresul în acest domeniu? Well, first, I just want to thank you so much for inviting me today to participate and for organization of this event. Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestui eveniment și pentru invitație. Eu cred că suportul nostru a fost important pentru munca depusă de CEC în acest sens și suportul a fost fundamental pentru realizarea drepturilor omului și pentru schimbări sustenabile și mă bucur că se accentuez rezultate semnificative atinse în acest domeniu de către Republica Moldova. Și am reușit și mai multe experiențe bune în programele noastre. From our own experience, we have built it into our operational policy. Și, so, for example, any programming we undertake under the gender analysis to look at its impact. And in fact, all of our 5-year strategies require an initial gender assessment. To look at dimensions and dynamics of gender in the country, to think about how our interventions may interact and play with that. We of course are supporting electoral processes in Moldova, and we follow it closely. Noi sprijinim procesele electorale în Moldova. Sprijinim procesele de asigurare a egalității, de abilitare, de asigurare a schimbărilor, de transformare. S-a
au accentuat deja niște schimbări în legislație importante pentru aspectul de gen, dar schimbarea pozitivă adevărată în incluziunea femeilor presupune și o schimbare a percepțiilor în societate. Noi vedem aici în Moldova, în rezultatul alegerilor prezidențiale, faptul că a fost aleasă o femeie în postul de președinte. Este un punct de referință la care nu a ajuns încă țara mea, de exemplu. Femeile deseori se confruntă cu stereotipuri legate de sexul lor, de genul lor, la nivel local, la nivel regional. Deci trebuie să schimbăm percepția femeilor în rolul de lider. Și în Moldova s-au făcut pași importanți în acest sens. Noi considerăm că este foarte valoros parteneriatul nostru cu CEC și cu alte organizații și vom lucra pentru a distruge barierele în calea incluziunii spre binele tuturor. Vă mulțumesc! Sunteți aici, pot să mă uit direct în ochii dumneavoastră. Ce diferență din punct de vedere a participării de gen în alegeri ați observat la scrutinul prezidențial 2020 față de alte scrutine, îndeosebi tendințe pozitive sau negative? Mulțumesc frumos pentru oportunitatea de a participa la acest eveniment foarte important, din mai multe perspective, și politică, și socială, și educațională. Dar, în primul rând, dacă îmi permiți, vreau să menționez faptul că, comparativ cu perioada precedentă, în 2020 am avut marea oportunitate să implicăm foarte multă lume, experți extraordinari, experte de gen, în monitorizarea acestor alegeri, printr-un instrument extraordinar realizat de Platforma pentru Egalitate de Gen, împreună cu partenerii de la Promolex și alte organizații, cu suportul UN Women în Moldova și Suedia, unde au fost implicate chiar personalități notorii. Asta ne-a permis să vedem din perspectiva de gen exact, nu numai indicatorii cantitativi care au fost prezentați astăzi și care ne demonstrează progres. Știți ce ne deranjează pe noi? Că dincolo de indicatorii cantitativi, trebuie să discutăm și indicatorii calitativi. Dar, de fapt, este acel mediu în care s-au desfășurat aceste alegeri. Și cred că aici putem vorbi despre o diferență așa vizibilă. Colegul Postică s-a referit parțial la acest lucru. O am aici alături colega doamna Handrabura, expertă notorie în domeniu. Știu că dincolo stau și colegele noastre din platforma și colegii din Platforma pentru Egalitate de Gen. Sunt, pot să vă confirm că da, le văd pe platforma de Zoom. Da, mă bucur și care pot interveni pe orice moment. Ceea ce este important. Da, cifrele ne demonstrează o creștere. Totodată, să-i spunem așa, o creștere neuniformă și a numărului de candidate și a numărului de persoane implicate. Bine, factorii sunt diferiți. Ceea ce ne-a deranjat pe noi foarte mult, mediul în care s-au desfășurat alegerile din 2020, cu unele accente noi. Dincolo de faptul că și în 2016 noi am fost martori a faptului, a unor mesaje sexiste, discursuri de ură împotriva candidatelor femei, anul acesta... Anul trecut deja. Deja, da, anul trecut, în prezidențialele recente, noi am observat, știți, un accent mai mare, cu o duritate mai mare asupra unor mesaje, care practic erau prin mesajul asupra statutul candidatei femei, noi considerăm că au fost afectate toate femeile necăsătorite, fără copii, care au avut curajul să se implice în viața politică a țării noastre. Al doilea aspect. Au fost mesaje foarte dure
care au încercat prin mesajele sexiste, dar de fapt mult mai profund, să dezbine întreaga societate. Pe motive religioase, pe motive de limbă, pe motive de orientare spre vest, spre est. Deci au fost utilizate, considerăm noi, niște mesaje mai subtile. Tot la acest capitol, exact domnul Postica a menționat, mai mult au fost afectate femeile. Un element că și femeile și bărbații au utilizat. Vorbim și de echipe ale candidaților, susținătorii ambilor candidați. Dar femeile au fost mult mai corecte. Și asta au constatat-o colegii de la Promolex, chiar și în discursurile sale. Și în cazul acesta, ați auzit ce recomandări are Promolexul în calitate de principalul observator național al alegerilor? Care sunt recomandările dumneavoastră? Ce ar trebui de făcut pentru ca la următorul scrutin aceste lucruri să poată fi prevenite? Eu aș zice totuși, haideți să pornim de un lucru de la o situație foarte profundă. Noi trebuie să continuăm educarea populației. Ori, educarea de gen a populației rămâne punctul numărul 1 pe agenda politică și educațională a Republicii Moldova. Spargerea stereotipurilor de gen, prevenirea sexismului în societate și celorlalte elemente. Al doilea moment, deja mă bucur, domnul Cimil s-a referit, noi întotdeauna am pledat să fie și un echilibru de gen la nivel de Comisia Electorală Centrală. Dumnealui probabil de asta și-a menționat, el a prevăzut ce o să spuneți. Da. Noi apreciem eforturile făcute până la moment de comisie, dar sperăm să continuăm mai departe. Și eu vreau să vă spun și în calitate de membra a bordului programului, proiectului susținut de PNUD, de USAID și ceilalți parteneri de dezvoltare, chiar vedem progrese vizibile. Domnul, dar care trebuie continuate? Microfonul mai aproape, vă rog. Da, și ultimul element, vreau să vă spun că noi considerăm că totuși trebuie să ne gândim la un mecanism de monitorizare strictă a codului de conduită a concurenților electorale. Sigur că putem discuta la acest capitol, dar eu îndemn colegii, colegele să facă cunoștințe cu rezultatele, cu materialele care au fost publicate de Platforma pentru Egalitate de Gen, colegii noștri de la Promolex și sigur că cu rezultatele publicate de Comisia Electorală Centrală. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și am să vă rog, pentru că am depășit timpul deja planificat pentru evenimentul nostru, dar eu mai țin minte că noi am început cu 5 minute mai târziu, am să vă rog la parte de concluzii să ne spuneți și dumneavoastră și cei care sunt cu noi online, doamna Ciuziova, doamna Ghelis, ce recomandări aveți pentru Comisia Electorală Centrală, dar și poate alte instituții, ONG-uri, tocmai pentru ca să reușim să evităm anumite lucruri pentru următorul scrutin. Așadar, domnule Postica, suntem pe calea cea bună, cel puțin? Am zis și repet acest lucru de fiecare dată când am posibilitate, prin educație, prin monitorizare, prin informare, comunicare continuă, etc., noi reușim să atingem anumite rezultate destul de bune. Dar asta durează în timp. Atâta timp cât în paralel cu toate aceste mecanisme nu vor fi aplicate sancțiuni pentru fiecare abatere, noi o să evoluăm destul de greu. De asta și am zis și de asta și reiterez încă o dată, acele prevederi normative la care am făcut referire, modificările necesare, strict necesare, codului electoral, dar și altor acte normative, care să vină să creeze atât mecanisme de monitorizare, dar pe de altă parte și sancționare în cazul în care se atestă anumite abateri, sunt binevenite. Și doar în acest fel, în combinație, instruirea, educația, comunicarea, informarea, dar și sancționarea atunci când este cazul, vor produce rezultate mult mai operative și mai de impact din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc. Mă duc spre doamna Ghelis. Doamna Ghelis, ce recomandări ați avea pentru Comisia Electorală Centrală pentru un scrutin mult mai inclusiv din punct de vedere al participării femeilor și bărbaților?
Îmi pare rău să repet. Are actually quite quite apt and quite accurate in what's really required and încerc and să vorbesc can take for inclusivity la capitolul de inclusivitate inclusiv. Scuze. Toți participanții la sesiunea de discuție sunt de acord cu cele expuse la evenimentul de astăzi și mă îndrept spre doamna Ciuziova. Poate, doamna Ciuziova, ați putea să ne spuneți cum putem să motivăm tinerii, pentru că tinerii sunt cei care permanent, practic, sunt acuzați în ghilimele de faptul că nu vin la urne. Care e opinia dumneavoastră? Thank you for this very important question, and I know that after the each election held. Mulțumesc pentru această întrebare. Of young, I actually hear the interpretation as well. So I know that after deci, each după fiecare alegeri în Moldova, participarea tinerilor se discută în primul rând și se spune că ei sunt cei mai puțin activi. Dar în a doua rundă a alegerilor prezidențiale din 2020, peste jumătate din cei care au împlinit 18 ani în același an au mers la alegeri. Și aceasta înseamnă că trebuie să convingem cealaltă jumătate. Trebuie să avem niște campanii de educare civică foarte, foarte specifice. Trebuie să informăm tinerii despre drepturile lor, despre responsabilitățile lor în calitate de cetățenii acestei țări. That includes the decency that has been already referred și so many times. Mai multe lucruri s-au făcut în acest sens. About their responsibilities as a part of the voters in the country. Este so bine totuși să continuăm eforturile de educare a alegătorilor în țară. In addition to mainstreaming gender, suplimentar la integrarea aspectului de gen, trebuie să muncim în direcția obținerii datelor, trebuie să avem parteneriate în acest sens. Aici iarăși repet importanța campaniilor de educație civică, de educație a alegătorilor. Domnul Budruglungu, sunteți penultima din acest panel. Dacă ați mai dori să adăugați ceva, poate chiar anumiți pași exacti, pași concreți pe care ar putea să-i facă CEC-ul, dar poate și Platforma pentru Egalitate de Gen. Poate ne spuneți ceva din ce aveți în planuri. De fapt, noi acum exact și lucrăm Platforma pentru Egalitate de Gen. Astăzi avem peste 30 de organizații, membri și experte și experți cu care ne mândrim și eu vreau să vă spun că noi trebuie astăzi toată lumea, nu numai Platforma pentru Egalitate de Gen. Și nu numai CEC-ul și nu numai partenerii CEC-ului. Exact, și nu numai CEC-ul și nu numai partenerii de dezvoltare, dar în primul rând structurile de stat. În parteneriat cu celelalte structuri și parteneri, noi trebuie zi de zi să muncim prin educarea populației, prin crearea condițiilor non-discriminatorii, să nu uităm, egalitatea de gen nu este un moft și nu vorbim numai despre drepturi egale, în primul rând despre oportunități egale, pentru fete și băieți, pentru bărbați și femei, să-și dezvolte potențialul. Dar să nu uităm exact ce au spus colegele astăzi. Astăzi grupurile de bărbați și femei nu sunt omogene. Noi avem persoane, și femei și bărbați, cu dizabilități, din minorități naționale. Avem persoane din diferite zone geografice, cum a spus Andreea. Deci noi astăzi trebuie să orientăm politicile noastre spre fiecare persoană, spre necesitățile. Nu vorbim numai de egalitate de gen, vorbim de echitate de gen, focusate pe necesitățile femeilor și bărbaților. Și asta depinde de fiecare din noi. Știți, este formula. Schimbarea în societate depinde de fiecare din noi. Fiecare profesor, fiecare politician în primul rând, deputații în Parlament și deputatele, guvernanții
și noi toți care reprezentăm societatea în ansamblu. Da, poate sunt cuvinte majore, dar munca zi de zi, prin modele pozitive. Așa, tinerii noștri trebuie să vadă astăzi modele pozitive. Ce au de făcut? Cum să facă? Ce înseamnă a fi cetățean, cetățeancă? Noi vorbim numai la general ce înseamnă bărbat și femeie. Dar să nu rămânem la modele tradiționale, depășim modelele tradiționale, educația prin valori democratice. Doamna Bodruglungu, vă invit în continuare să lucrați cot la cot și cu Promolexul și cu Comisia Electorală Centrală, pentru ca la următorul scrutin și la următorul eveniment al analizei de gen să putem să discutăm aici despre lucruri și mai pozitive, despre tendințe care se confirmă și nu rămân doar tendințe. Domnule Cimil, v-am lăsat intenționat ultimul din speakerii panelului pentru ca să ne spuneți concluzia evenimentului și mai ales dumneavoastră, în calitate de președinte al Comisiei Electorale Centrale, unde credeți că este urgența? Care este cea mai mare dificultate în acest domeniu care o vede CEC-ul? Vă mulțumim pentru implicarea în organizarea unui eveniment destul de important care își marchează activitatea în domeniul transparenței CEC-ului. Considerăm că astfel de analize sunt oportune și punctează unele momente de dezvoltare a activității CEC-ului pe domeniul de comunicare, pe domeniul de instruire, pe domeniul de finanțare și desigur că nu sunt suficiente doar anumite mecanisme de alocații din partea statului pentru promovarea unor tineri în cadrul deci, alegerilor în Parlament, în consilii locale și așa mai departe. Este de o importanță majoră anume comunicarea dintre organele electorale, organele statului cu tinerii pentru a-i determina să participe la alegerile de orice nivel, de nivel local, de nivel național sau dacă Republica Moldova va promova într-o structură internațională, desigur, și alegeri internaționale pe modelul țelor care au fost promovate în, sau au fost incluse, acceptate în Uniunea Europeană. Este un vis care se pare nu atât de nerealizabil, parcă suntem într-un parteneriat și ne dorim ca acești tineri care acum au depășit vârsta de 18 ani să fie cât mai instruiți, cât mai înțelepți pentru a participa și a-și exprima votul care le va constitui viitorul lor. Am fost destul de bine. Deci am fost chiar bucuroși de faptul că pentru alegerile prezidențiale din 2020 s-au înregistrat online pentru instruiri un număr impunător de persoane și mă refer la tinerii care domiciliază temporar peste hotare. Aceste persoane au fost instruite de către CICDE și au completat numărul funcționarilor electorali din secțiile funcționarilor electorali, mai ales în birourile electorale de peste hotare, fapt care a sporit eficacitatea acestor organe și a adus o plusvaloare întregului proces electoral. Am văzut activismul acestor persoane pentru a fi în calitate de funcționari electorali și mai ales observatori și aceste roade noi le culegem acum și considerăm că activitatea lor vor constitui baza pentru viitor. Deci ei vor prelua acea experiență, acele modele corecte, acele practici bune și vor veni cu propuneri de ajustare chiar a legislației și de modele noi participative. Cât privește CEC-ul, deja am spus și colegii din sală au punctat acele acțiuni care sunt iminente pentru activitatea unui organ electoral și pentru alte organe ale statului, dar mi-aș dori ca dimensiunea electorală să fie una
iminentă nu numai pentru CEC, dar pentru toate organele ale statului care trebuie să aibă o anumită responsabilitate clară în acea zonă. Educație, instruire, finanțare, cultură. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și înainte de a încheia evenimentul nostru, aș vrea să dau citire mesajului care a venit pe platforma Zoom de la Nina Zlozinski, reprezentanta Platformei pentru Egalitate de Gen Moldova. Dumnezeu ne scrie în felul următor, ca recomandare pentru toți participanții și participantele în procesul electoral este raportarea și sancționarea discursului sexist și instigator la discriminare. La acest capitol avem de lucru, din datele prezentate, doar 4% din sesizări în instanțele de judecată sunt depuse de femei, chiar dacă femeile sunt cele mai afectate de discursul sexist. Iar raportarea discursului sexist și instigare la discriminare să fie realizate și de terțe persoane interesate. Pe această notă, nemai având mesaje pe platforma Zoom și pentru doar să verific, nu văd pe nimeni care ar vrea să intervină online în evenimentul nostru. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru participarea și eforturile depuse la acest eveniment, să le mulțumesc și celor care au fost alături de noi online, dar și celor care ne-au privit pe Facebook, PNUD Moldova, Facebook CEC și Prives.eu. Onorați invitați, dragi prieteni, evenimentul nostru a ajuns la final. Aducem mulțumiri Comisiei Electorale Centrale și PNUD Moldova pentru organizarea acestuia, de asemenea și USAID Moldova pentru suportul pe care îl acordă în permanență proiectului PNUD, Consolidarea Democrației în Moldova, prin alegeri inclusive și transparente. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi reușită în continuare.